Nu, hai mă, unde ești? Mijlocul pustiei, mâncața, sufletul tău. Mi-a apărut o câine din boschet. I-am pus pâine și apă și am avut. Hai! Nu te bea apă! Bea apă! Bea mă apă, mă, dar ce-i cu tine, mă, uite, mă! Du-te bea apă, mă, că ți-am pus apă, mă, de unde bei tu apă de aici? Scoți limba, du-te bea apă, hai! Hai, bea de aici apă, ia! Bea de aici, hai! Ia! Hai! 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 Hai, mă! I-am pus apă. I-am dat pâine. Ce-i cu el tine? Sălbatic. În mijlocul pustiului, mâncați așa. Mă, se ascunde. Când vine mașină, se ascunde. Când vine mașină. Că i-am pus apă, eu am plecat, că o să stau eu cu el acolo mult și bine. Uite, bea apă, tată, ți-am pus apă, mâncare, că... Acolo mi-a părut dintr-o dată, și-o o poți sări pe mine. Da, sunt în mijlocul pustiului, mi-am pus acolo pâine și apă și... Ce am avut, i-am dat, ce se da. Ioi. Văd că nu mai apare, se ascunde, când vede mașini, se ascunde. Vezi, îți dai seama, deja câinii au ajuns în pustiul Mâncavaș. Eu nu-i prima dată când găsesc în pustiile astea. Păi pustiul de 7 km, nu e o casă, pustiul de 7 km, mai am încă 3 km jumate până la următorul oraș. Deci e undeva în mijloc. Aici nu-i nimic, aici e câmp, după boschetul ăsta când vezi cu ochii. Și aici la fel e câmp, când vezi cu ochii pe partea asta altă. Și mi-au apărut cale. Apa acolo e. Cu sapă și... Păi mănâncă el, o, Dan. Mănâncă el când-ți foame. Mănâncă. Dar acum a crescut el. Iar nu a mâncat iarbă până acum. Da, asta e, băieții. O filmare scurtă. Am vrut să vă arăt cum mănâncă, da. Când vine mașină, fuge iară după mine. Ca, du-te, mă, acasă, șef. Uite-la, mă. Du-te, mă, acasă, mă, că n-ai ce mâncat. Te-a culcat mașinile. Bate-te noroc să te bate ele. Unde să te iau cu mine, că te iau, dar unde să te duc, că te-au călcat mașina, avea grijă ta. Ți-am pus apă acolo și pâine, ai fugit, ai mâncat ciuciu. Aha. Hai măcar până în ăla, alt oraș, dacă nu te calc mașinile. Hai, tată, hai. Hai măcar până celălalt oraș, că acolo e. Să găsi și un stăpân. Da. Am din astea pățesc eu. S-au sălbăticit câinii, mă. Dar seama, atâția câini îs ascunși, că s-au sălbăticit, mă. S-au ascund în păduri, stau în păduri, mănâncă ei, știu ce mănâncă, tata. S-au sălbăticit, mă. Că sunt mulți, mă, sunt mulți. Și când sunt mulți pe la comune, sate, se bat între ei. Și ăștia mai slăbuți, fug, se ascunde și stau ei acolo, ascunși. Care-s mai slăbuți pe teritoriu. Chiar seama, atunci așa, l-am văzut pe unul cu doi câini fugeat după unul să-l prindă. Nu intra pe teritoriu. Uite, au dispărut câinii. Are ceva manevre pe aici. Mai am lângă câte un rabbit mai. Găsesc așa. Au ieșit simțul lor. E frică de mașini. Cum e mașină, cum se bagă în boschet? Da. Băieți, lăs povestea. Oricum nu mai am baterie. Nu mai am baterie, am vrut să fac povestea asta așa. Am 4 minute, nu mai văd pe câine. Adică vinea cu mie până acolo, vedeam ceva de mâncare. Pe ce am eu roșii de deam. Da, asta e mult, 3 km jumate, 4 să țin după mine, e greu lui. E greu, m-am pupat. Ne vedem pe cealaltă parte, pa, pa.